A fost o zi foarte plină. A început cu cei mai mici copii care ne-au așteptat cu surprize, cu colinde. Și am simțit bucuria lor. Am văzut și cum cadrele sunt foarte atente la emoțiile copiilor. Ei se simt ca acasă aici. Le place foarte mult. Nu, dar trebuie să faci pe toate stelucele astea cu galben. O să le fac pe toate. Da. Da? De la voi, cadou? Wow, mulțumesc! Albert, vin încoace. Niște cadre pregătite, care cu ajutorul UNICEF-ului au primit și mai multă cunoaștere, și mai mult training. Colaborarea cu UNICEF a fost una dintre cele mai bune de până acum. Au venit și cu partea de know-how, cu soluții practice, cu ajutor, cu finanțare. A fost prima colaborare de felul acesta pe care am simțit-o într-adevăr benefică, pe toate planurile. Și o să accepte vizita la Chimetro. Pe care a urmat vizita la centru comunitar. Sunt oameni atât de implicați, atât de prezenți, atât de calzi și care au răbdare și își aduc toată cunoașterea în a ajuta și a susține părinții și acești copii în a se integra mai bine. Sus! Așa! Ana? Ana? Mihaela? Ea? Mimi? Mimi? Și? Dana! Mi-am dorit dintotdeauna să lucrez cu copii cu dizabilități. Contează mult o echipă multidisciplinară când lucrez cu copii cu dizabilități și cu copii cu tulburări. Foarte important lucrul acesta. Lucrăm în echipă aici. Am stat de vorbă cu părinții care vin acolo, cu mamele care au înțeles importanța și folosul acestui centru. Vin într-un spațiu cald, într-un spațiu prietenos, într-un spațiu unde sunt primiți, sunt ascultați, sunt sfătuiți. Vedeam copila că se punea pe jos și dădea cu capul și avem mai multe. Doamnele a zis, o să fie bine, o să fie bine. Și chiar sunt mulțumită că chiar este bine. A început să zică mama, a început să socializeze cu sora ei. Pleacă de acolo cu speranță, care pentru mine e cea mai importantă, și cu schimbare. Chiar cu schimbare concretă în evoluția copiilor. Dânsul inspiră foarte multă sănătate, dacă pot numi. Se asemănă foarte mult cu ceea ce încercăm noi să transmitem ca și valoare din interiorul centrului nostru. Salut! Ce faci, Sebi? Yeah. Am fost în vizită la Sebi. În primul rând, știți ce aș vrea? Vreau să vă arăt camera. Camera ta. Sebi beneficiază de asistența centrului comunitar. S-au văzut într-un an de zile progrese mari. Un an și 4 luni el a evoluat foarte mult. Da, a învățat să vorbească, a învățat să zică când e foame. Partea de socializare, de deschidere. Acest centru comunitar e un mare, mare ajutor pentru el și pentru familie. A urmat vizita la centru Katia, unde am cunoscut pe copiii veniți din Ucraina. Un cadru de siguranță și de încredere și de susținere, în primul rând, ceea ce consider că e baza și prioritar, să se simtă în siguranță. Să îi înveselim și să încercăm să îi ajutăm să-și trăiască copilăria în continuare. Sunt David, am 12 ani, sunt la școala gimnazială numărul 13 și practic hockey-ul de la 3 ani jumătate. Întâlnirea cu acești copii, adolescenți minunați, care sunt foarte motivați să schimbe lucrurile în comunitățile lor, să ascultați, colaborează cu autoritățile locale. După propunerea lor, am aplicat la un proiect pe PNRR să dotăm școlile cu laboratoare. A fost foarte inspirațional și motivant să-i văd și să-i ascult. Eu am vrut să particip pentru că e un lucru nou pe care l-am mai făcut. Uh-huh. Și eu, cum vin de pe strada carierei, am vrut să le ofer cumva o șansă celor de acolo prin mine și să-i ajut și să le spun problemele. Când vezi așa un lucru pozitiv care îți dă speranță, vrei să-l crești.
diferență mare ar face extinderea acestui program la nivel național.